Două echipaje din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu au intervenit în această dimineață la ora 3:31 de minute în comuna Drăguțe, satul Cârbeș, pentru stingerea unui incendiu violent izbucnit la o casă de locuit. Proprietarul, soția acestuia și fetița lor de 3 ani se aflau în locuință în momentul izbucnirii incendiului, însă au reușit să se salveze. Au ars acoperișul casei pe o suprafață de aproximativ 130 de metri pătrați, obiecte de mobilier și circa 3 metri cubi de lemne de foc. Intervenția pompierilor a durat aproximativ 4 ore. Proprietarilor le expirase în urmă cu puțin timp asigurarea, iar astăzi proprietarul își serba ziua de naștere.